iubesc. Nici până azi nu știu cum fac de vreau să mă feresc și tot la tine viu. De ce m-ai fi oprit din drum tocmai la ochii tăi? De ce mă-ntorc la ei și acum? Și acum când știu că sunt și buni și răi, m-am jurat de mii de ori, mai râzând, mai plângând, că am să fug de dragoste ca de pacoste. Și credeam că eu n-am să pățesc, cum am putut să mă măcesc? Și de ce, și de ce te iubesc? Oh. Cum am ajuns să te iubesc? Nici până azi nu știu. Acum degeaba mai vorbesc, că tot e prea târziu. De ce n-am luat-o pe alt drum de ochii tăi? De ce mă-ntorc la ei și acum? Și acum când știu că au fost atât de răi, m-am jurat de mii de ori, mai râzând, mai plângând, că am să fug de dragoste ca de pacoste. Dar un alt răspuns tot nu găsesc, cred că am ajuns să te iubesc. Pentru că începem cu Florian. Felicitări! Acum am înțeles și prima ta interpretare de la Chiar Dacă. Eu am văzut mai mult decât un cântec. Acum am văzut un program de revistă, jur. Cu mișcări, cu interpretare, cu modulații ale vocii și cu posturi care mi-amintesc de boemă, de chiar de revistă. De revistă, și da. Acum am adus aminte de ce Chiar Dacă ai căzut cumva în aceeași capcană, ai cântat-o tot în stilul acesta. Păi că e pregătirea ta de actor, nu? Am reținut eu bine? Da, da. Cred că de acolo e, nefiind un lucru rău. E un plus pentru e un plus, asta spun. Pentru că revista, deși pare o întâmplare ușoară, lejeră, nu? Nu e absolut deloc așa. E foarte, foarte, foarte grea. Felicitări încă o dată. Mulțumesc! Bravo, dragă mea! Analia! Analia! Și mie mi-a plăcut foarte mult interpretarea. Tot când a început, am avut senzație că se putea un pic mai sus. Dar pe urma, mi-a trecut. Am senzație că vocea ta poate să meargă destul de sus. Deci nu sunt sigura că e îndrăznit să mergi mult mai sus. În rest, interpretarea a fost foarte, foarte minunat. Mulțumim. Bravo, mulțumim! Mă bucur tare mult, draga mea! Cătălin! Exact același lucru am simțit și eu. Cred că se putea, Mihai, cu un ton mai sus. Cred, fără probleme, putea să... Nu înseamnă că a fost rău, Doamne iartă-mă. Dar și eu am o idee. Am senzația că poți cânta mai sus. Mie îmi dai o notă mai mică, dar ei îi dai maxim. Pentru că e vina mea. Absolut senzațional. Mie mi-a plăcut și mi-a plăcut privirea ta. Ai, ceea ce ai cântat, ai crezut în ceea ce cânti. Și atunci... Pe mine unul mai captat. Da, da. Cu tot da, da, da. Are ochii umezi de emoții. Stai. Florin Chilian a spus că a văzut un program de revistă, lucru care m-a impresionat. Trebuie să recunosc că atunci când eram mai mică îmi doream foarte tare să ajung în teatru de revistă. Și tocmai de-aia, când joc teatru, cine știe, poate într-o zi se va și întâmpla. Mă bucur că a observat lucrul ăsta și că i-a plăcut. Chiar mă bucură.